Cele mai mari cozi au fost la secțiile de votare din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Belgia, întrucât procesul de votare s-a desfășurat cu dificultate, iar înainte cu câteva ore de închidere a secțiilor mai așteptau mii de persoane ca să voteze, oamenii au început să cânte imnul național și să scandeze "Vrem să votăm" și "Rușine să vă fie". Maramureșenii din afara țării ne-au trimis fotografii și videoclipuri cu cozile de la secțiile de votare din mai multe orașe europene. Mai mulți români care s-au așezat la coadă încă de la primele ore ale dimineții pentru a vota au primit cu furie vestea că termenul de votare nu va fi prelungit și că nu vor putea vota.